Dar cel neprihănit unde este astăzi, zice Domnul? E drept și tu să-mi răspunzi. M-am schimbat eu, zice Domnul? Nici de Domnul. Nu cumva nelegiuirea ta a ajuns la cer? Nu cumva, zice Domnul, te cutremur cum se tremură lumea? Și totuși, zice Domnul, vine o mai mare nenorocire pe întreg pământul. Această nenorocire va trece curând, dar vine una care voi lua torțile pământului și le voi scutui. Lumea se va spăimânta. Poporul meu, zice Domnul, care astăzi strigă, vino, Doamne Iisuse, pentru cine să vin, zice Domnul. Te-ai pus pe cântare în vremea aceasta? Te-ai cântărit faptele tale? Iată, zice Domnul, o urgie am îngăduit și vă cutremurați în vremea aceasta. De ce nu te sfințești, poporule? De ce nu lași răutatea? De ce nu lași viclenia și forma de evlavie? Intră în poș și rugăciune, strigă pentru casa ta, pentru familia ta, strigă pentru copii, zice Domnul, căci iată urgia care se va apropie, nu urgia care este acum. Mulți copii de data aceasta voi șterge de pe pământ. Sunt zile și vremi numărate, strigă Duhul Sfânt. Și iată, am îngăduit lucrul acesta să trezesc poporul, că poporul s-a învățat să vorbesc, dar nu să împlinească, zice cel preanalt. Și strigă după buze, vino Doamne Iisuse, poporul meu, poporul meu. De multe ori rugăciunile tale sunt o scârbă înaintea mea. De multe ori, zice Domnul, aduci jertfa nebunului și nu sfințești viața în afară, nu dai dovadă de lumină. Și iată, am cântărit poporul lung și latul pământului și diavolul a întins valiza și poporul meu dă năvală la ea. Nu se uită că în urmă vine prăpădul. Și-am anunțat, poporule, zi și noapte te-am sfătuit. Ce vrei să-ți mai fac în vremea aceasta? Și totuși stai nepăsător de o mântuire atât de mare. Crezi că vei scăpa zicând că mă cunoști? Și dracii cred și nu fac voia mea, zice Domnul. Iată, ți-am dat vreme să te pocăiești. Ți-am dat vreme să te sfințești. Și puțin sunt acei care sunt gata, dar urgia cerul și pământul este martor în seara aceasta, căci urgia care va veni va fi și mai mare. Și iată, zice Duhul Sfânt, atunci împărații pământului se vor îngrozi, vor alerga, zice Domnul, la Dumnezei de piatră, vor alerga, zice Domnul, la cei care astăzi se dau drept sfinți, ca să se oprească urgia. Dar eu, zice Domnul, voi aduce-o cu mare repeziciune, din pricină că nici poporul meu nu mai este sfânt, din pricină că poporul și-a uitat legea, din pricină că poporul meu, în loc să înainteze pe cale, stă nepăsător în Sion. Și vai, 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 zice Domnul, căci iată vor veni urgii pe neașteptate și boli care mână de om și urgia care îmi se îngădui n-o să mai găsească, zice Domnul, niciun om rezolvare. Dar astăzi, tu cel ce ești în casa mea, pune-ți viața rânduială, cheamă-ți familiile, zice Domnul, unește-te în cămăruța ta. Strigă, zice cel preanalt, căci vine o foame de pe-ntreg pământul, nu de pâine. Vine o vreme în care ai vrea să-ți pleci genunchii cu drag și nu vei mai putea. Poporul meu, vremea de libertate este scurtă, atât este de scurtă, căci iată,
Am ridicat un popor care nu auzi de mine și aceia sunt prigoniți. Da, copiii lor sunt dați ca jertfe. Și iată, zice Domnul, voi grăbi venirea pentru aceia. Am să închid ușa poporului din țara aceasta. Căci iată, poporul nu mai stă după cum eu l-am înștiințat. Și totuși dă năvară la rău. Poporule, poporule, ferice de acel care mare ca domn și stăpân. Voi trece prin fiecare colț, zice Domnul, în veghere. Voi lăsa protecție. Voi lăsa îngerul, zice Domnul, la poartă și la casa fiecăruia. Dar unde nu voi găsi veghere, cum am trecut prin Egipt, așa voi trece prin fiecare cort a copiilor mei. Și acolo se va cunoaște. Atunci se va vedea cine m-a slujit. Și cine în vreme ca și aceasta leargă și o strâns poporul la gunoaie, ce vei face cu ele, ți-ai pus întrebarea? Încotro te vei duce? Că cel ce vine va veni și nu va zăbubi într-o vreme ca și aceasta. Amin. O, Tată.